cei din partea sistemului care a condus România timp de 30 de ani încearcă să-l salveze pe Florin Câțu de această moțiune. Au răspândit zvonul că s-ar fi ajuns la o înțelegere cu 7 din parlamentarii AUR. Aici, în fața dumneavoastră, sunt toți parlamentarii AUR, noi nu suntem de vânzare, nu ne vindem și când pornim ceva, mergem până la capăt. Și pentru că nimeni nu îndrăznea să inițieze procedurile de demitere a guvernului Câțu, am făcut-o noi. Și iată, guvernul Câțu o să cadă. Am venit toți parlamentarii, inclusiv cei care au semnat de la distanță și și-au scanat semnătura, au venit cu foaia în original, ca să nu mai poată doamna Gorghiu să invoce vicii de procedură. Nu avem nicio problemă și niciun parlamentar AUR nu e de vânzare. Nu de asta, pentru că sunt semnăturile incerte, ne-au sunat ei parlamentarii ca să își retragă semnăturile. Cine a contactat parlamentarii AUR? Domnul Florin Roman l-a sunat pe colegul meu Daniel Gheorghe Rusu, domnul Bogdan Gheorghiu l-a sunat pe colegul meu Florin Pușcașu.